Traficul pe drumul național 1 este îngreunat de un protest al transportatorilor, cu toate că reprezentanții transportatorilor au solicitat guvernului aprobarea unei ordonanțe de urgență prin care să înghețe tarifele RCA. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar protestele continuă în toată țara. Traficul se desfășoară îngreunat în județul Sibiu, pe DN1, între localitățile Săliște și Miercurea Sibiului, din cauza transportatorilor care circulă cu viteză redusă în semn de protest față de valoarea asigurărilor RCA. Reprezentanții transportatorilor au solicitat guvernului aprobarea unei ordonanțe de urgență prin care să înghețe tarifele RCA, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Transportatorii au anunțat un protest național în 16 septembrie, iar din 16 august au făcut apel ca toate vehiculele de marfă să reducă viteza de circulație în întreaga țară până la limita evitării oricărui pericol, timp de minim 2 ore, între orele 10 și 12.